Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la emisiunea Panoramic în Formula 9, în haine noi. Spuneam că în Formula 9, pentru că de data aceasta avem, să zicem, peste 40 de minute, având în vedere că e studio electoral înaintea noastră, așa o să o ducem cel puțin în această perioadă, pentru că acolo timpii sunt foarte, foarte bine calculați, trebuie, de, foarte, trebuie respectați la, la secundă. Vorbeam despre faptul că suntem în haine noi, avem și teme noi. Pe parcurs o să avem și imagini mai multe în alte emisiuni, o să avem și generice, dar asta în, după campania electorală, pentru că deocamdată știți cum e, prioritatea numărul 1 pentru toate televiziunile care se respectă sunt alegerile din, din 5 iunie. Acestea fiind spuse, mi-am propus astă seară să vorbim despre o temă mai actuală sau mai puțin actuală, rămâne să stabilim și în această seară și să vă gândiți și dumneavoastră, legate, uh, temă legată de monarhia românească. De ce spuneam eu că e mai actuală sau mai puțin actuală? Datorită faptului că, conform sondajelor, 10-15% dintre, uneva între 10 și 15% dintre români uh, ar fi de acord ca România să treacă de la Republică la monarhie. Nu o să încerc astă seară să fac o, să spunem așa, pro și contra, chiar dacă așa ne-am propus monarhie pro și contra, nu o să vorbesc prea mult nici despre dezavantajele pe care le aduce monarhia, nici despre avantaje. O să încercăm să trecem, să facem un recurs la istorie, în același timp însă să analizăm aceste lucruri din perspectiva strictă a cetățeanului și din perspectiva acestei zile speciale. 10 mai, care probabil în următorii ani ar putea fi zi națională, există o asemenea propunere chiar în Parlament, dacă am văzut, dacă, dacă informația mea este corectă, a fost zi națională a României timp de mai multe decenii. Practic, de la, din 1866 și până în, la al doilea război mondial, am avut această zi ca zi națională. Dar regimul comunist a trecut, știați, cu 23 august 1944 a devenit zi națională, 23 august, iar după 1989 ne a dus spre ziua națională, ziua simbolică a unirii tuturor românilor 1 decembrie. Însă 10 mai are o încărcătură foarte importantă, fie și pentru faptul că în istoria României s-au schimbat foarte multe lucruri, începând cu 10 mai 1866. Se una atunci în Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, se una spuneam, Carol I, un prinț german care, practic, ajungând în România, a uitat de unde se trage, după 48 de ani de domnie, putem să spunem că chiar a fost asimilat ca român și a reușit să ia o țară divizată, mică, dependentă de Imperiul Otoman pe vremea aceea și a reușit să ne lase o țară mult mai puternică, să nu uităm că după războaiele balcanice eram și mai mari teritorial, aveam ca zona de sud a Dobrogei de astăzi care este la Bulgaria, și pregătită cumva pentru primul război mondial, care s-a terminat atât de bine pentru noi, România Mare. Acum, apropo de incursiunea istorică, nu putem să nu amintim ce s-a întâmplat atunci și câteva momente din istoria monarhiei. Nu, nu vreau să vă plictisesc, în același timp sunt momente din istoria națională care se cer spuse, măcar cu asemenea ocazii. Am văzut că și alte televiziuni și-au adaptat programele de astăzi, din această seară, pe tema monarhiei, politizând foarte mult, dar eu aș vrea, tot asta spuneam, aș vrea să mă refer mai puțin la politică și mai mult, mai mult la istorie. Pe de altă parte, trebuie spus un lucru, poate principalul avantaj al unei monarhii, și haideți să luăm Patria monarhiei constituționale din lume, e vorba de monarhia britanică. Principalul avantaj este că monarhia n-ar avea culoare politică și nu ar face anumite jocuri. Pentru că ați văzut cum e la noi, votezi, votezi pe cineva și ești total dezamăgit. Am tot făcut alegeri ratate în ultimii 26 de ani, de toate felurile și iată unde a ajuns România. Măcar monarcul este acela pe care nu-l alegi, pe care ți-l dă, dar stă deoparte, știți cum e? Monarhia domnește, dar nu guvernează, cum se spune. Însă, spuneam, haide să ne întoarcem în istorie. Mai întâi, chiar în anul 1866, de la care avem această aniversare de 150 de ani. De ce spun așa? Pentru că în luna februarie 1866 se producea un eveniment care la prima vedere putea să pună cruce unificării făcute de Alexandru Ioan Cuza, unificare desăvârșită în trei ani, 1859-1862, și recunoscută, atenție, doar pe timpul domniei sau vieții lui Alexandru Ioan Cuza. Ce se întâmplă? 11 februarie, 10 11 februarie avem abdicarea forțată a principei Alexandru Iancuza care va lua drumul străinătății de unde nu se va mai întoarce niciodată. De fapt se va întoarce într-un sicriu în 1873. România intră într o situație instabilă, n avem monarh lucrurile sau jocurile fusese făcute de o monstruoasă coaliție, cum a fost numită în istorie, a foștilor revoluționari de la 1848 în frunte cu brătienii, care încercau să aducă pe tronul României un principe belgian, Filip de Flandra, tocmai de asta Constituția care va fi aprobată, prima Constituție, de fapt, din istoria modernă a României, cea de la 1 iulie 1866. Deci, spuneam, această Constituție, era făcută după model belgian tocmai pentru că trebuia să vină Filip de Flandra. Au fost foarte multe lucruri încurcate în vremea aceea, cu siguranță presiunile internaționale nu l-au lăsat, iar Filip, deși acceptase inițial, va refuza tronul României, al țării acelea dependente de Imperiul Otoman la vremea respectivă. Brătienii au trebuit să, se să Găsească o altă soluție și au găsit un prinț german de 27 de ani, a 18-a spiță la e, un eventual uh, acces la tron în Germania, și care, în Prusia, de fapt, și care avea uh, acceptat să meargă în mica țărișoare din Balcani, într-un necunoscut, practic. Uh, există, nu am aici, dar. Uh, Există povestită, sunt multe mărturii ale vremii, despre faptul că a fost o adevărată aventură ca Dimitrie Brătia, ca Ion Brătianu și cu prințul Carol să ajungă în România. Să nu uităm că între Prusia și Imperiul, Imperiul Austriac erau, era un război și pe acest fond a trece ca ofițer activ în armata germană, putea să, fie, putea să fie arestat oricând. A venit, a ajuns în România clandestin, pe un vas în care el era un negustor ucrainian sau care mergea în Ucraina. Cu siguranță la bazia și când a ajuns pe pământ românesc, au văzut și cei de pe vas cine venea în România. A fost un plebiscit care l-a dat cu rezultate foarte bune, iar Carol a devenit monarhul României. De fapt, a, a, devenit domnitor, iar după 1881, după independența cucerită la 1877-1878, a devenit regele României, monarhul României, cu cea mai lungă domnie din istorie. Și a început conducerea la 10 mai 1866 și a terminat, a terminat viața, practic, în septembrie 1914. Apropo de rolul Monarhiei în istoria României, i are o valoare imensă. Și gândiți-vă că datorită Monarhiei Românești, cu cei patru monarhi, Carol I, Ferdinand, Carol al II și Mihai, ne-au lăsat o țară mare, o țară importantă pe harta lumii. De fapt, dacă ar fi să privim strict istoric, prin, dar prin prisma realizărilor, primii doi monarhi, care au fost născuți în afara țării, primii doi monarhi au avut realizări remarcabile, cei români, cei pe, născuți pe meleagurile românești, n-au fost la înălțimea vremurilor, Carol al doilea a avut o viață, a spune, controversată, dar e mult mai mult de atât, iar Mihai, cel care a devenit monarh la patru ani, n-a reușit, să salveze țara din mâinile sovietice. Pe regele Mihai, care încă mai trăiește, la acest moment se pare că are probleme mari de sănătate, monarhul României încă în viață l-a condamnat istoria, am putea spune, pentru că n-a reușit, nici n-avea cum în condițiile date, n-a reușit să reziste și deși a fost cel mai tânăr monarh din istoria României, și acum este cel mai longeviv lider din al doilea război mondial în viață, n-a reușit să domnească efectiv decât șapte ani și nici aceea, dacă ne gândim că a fost regimul Antonescu în timpul celor de al doilea război mondial, apoi a venit regimul comunist, deci practic n-a condus efectiv România niciodată. Dar cum spuneam, monarhia este privită pro și contra din perspectiva intrării sau neintrării ei ca variantă de regim politic pentru România. Din nefericire pentru monarhia românească ea nu are un moștenitor. Regele Mihai, a avut patru are patru, patru fete, a declarat moștenitoare la tron, pe prima născută principesa Margareta. Dar așa a încălcat statutul casei regale casei regale, inclusiv cea românească. Aici s-a făcut o adaptare, dar în casa germană de Hohenzollern, moștenirea tronului se face numai pe linie bărbătească, se făcea numai pe linie bărbătească. S-a întâmplat acest lucru, cum spuneam, Margareta a fost declarată moștenitoare, acum este custode al monarhiei, deci înlocuiește pe rege la ceremoniile oficiale până la sfârșitul acestuia va fi declarată, este declarată urmaș, dar cum spuneam, greu de crezut că principesa Margareta ar putea convinge românii la un moment dat că e mai bine ca România să devină o monarhie. Spuneam că din nefericire pentru monarhie, dacă ar fi avut, să zicem așa, un moștenitor mai tânăr și pe linie bărbătească, ar fi putut deveni o alternativă. Tocmai în acest context trebuie să citim scandalul de anul trecut când prințul Nicolae, nepot al regelui Mihai, care era pregătit cumva deci ca să ia locul regelui la un moment dat să devină moștenitor al tronului, a fost înlăturat cu brutalitate din casa regală pe motive nici astăzi anunțate oficial din câte se pare și din câte a spus presa în ultimii ani, ba din contră și membrii simpatizanți ai casei regale, problema a fost legată de tocmai de moștenirea tronului. Principesa Margareta este căsătorită cu fostul actor Radu Duda, prin principele Radu, sau cum îi spune el acum ca variantă oficială, un mărunt actor înainte de 1989, din nou, fără sânge albastru sau ceva care să revendice acest lucru. Dar care probabil visează cândva la tronul României. E, asta e problema monarhiei românești, printre altele, faptul că nu are un moștenitor legitim care să atragă mulțimea și să zici, bă, poate facem și această alegere, având în vedere că sunt țări, un exemplu Spania, care au mers pe această variantă, au trecut de la Republică. E adevărat, Republica Franchistă a Spaniei a fost altfel, a fost o dictatură, au trecut la regalitate, au restaurat monarhia. Pe de altă parte, vă spuneam, diferența în sondaje e atât de mare încât greu de crezut că poate fi recuperată într-o generație. Și dacă ar fi să privim și o să vorbim totuși puțin și despre asta, dacă ar fi să alegem cât, care dintre cele două este mai democratică, știți cum e? Alegerile directe sunt cele mai democratice din lume, indiferent cu ce le-am compara. Dar, apropo de monarhia românească și de istoria țării, la 10 mai 1866, ziua pe care o memorăm astăzi, cum o să spunem, Carol de Hohenzollern, din familia Hohenzollern cum spuneam, venit în România, rostea în fața Parlamentului, pentru că de aceea se sărbătorește 10 mai, un jurământ foarte scurt, dar pe care l-a ținut mai bine ca oricare român. Și anume, spunea el, citez, jur de a fi credincios legilor țării, de a păstra religiunea României precum și integritatea teritoriului ei și de a domni ca domn constituțional. Am încheiat citatul. Cu aceste cuvinte Carol devenea atunci în 1866 domn al României peste 15 ani rege al, al României și el reușea cum spuneam domnia aceea de 48 de ani. De fapt, la 10 mai 1866 a început o perioadă foarte vastă în istoria României, punctată de câteva mari, mari realizări. Uh, una dintre ele uh, este cu siguranță momentul 1877-1878 când România a reușit să cucerească independența de stat în urma jerfei de sânge din, din Balcani. Uh, Parlamentul României proclama în 1881 transformarea țării în regat, Carol devenind primul rege din istoria noastră. Și aici familia a avut, știu că în general atrag aceste povești, a avut o mare problemă din punctul de vedere al moștenitorilor. Carol și soția sa, Elisabeta de Vied, Carmen Silva ca poetă, au avut un singur copil o fată Maria care a murit la vârsta de 4 ani. Succesiunea la tron a trebuit să fie reglementată prin numirea unui succesor din rândul rudelor de sex masculin, atenție, ce vă spuneam, în familia de Hohenzollern, și s-a optat pentru Ferdinand, fiul lui Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, fratele lui Carol, care va fi proclamat proclama moștenitor al tronului României în 1889. Acesta se va căsători cu Prințesa Maria de Edimburg, nepoata reginei Victoria și va avea șase copii. Carol, Nicolae, Elisabeta, Maria, Ileana și Mircea. Doar primul dintre ei având drept la tron și care și-a și exercitat acest uh, drept. Uh, apropo de realizările lui Carol, uh, se întâmplă un lucru în 1914, în vara al 1914, în care istoricii au speculat foarte mult că acesta a grăbit sfârșitul Marelui Rege. Și anume, în momentul când România s-a declarat neutră la începutul războiului, așteptând, să spunem așa, vremuri mai bune ca să intre de partea alianții antigermane și anti-austrice pentru, a pune, pentru a aduce alături de patria mamă Transilvania, Banatu, Maramureșu, Crișana, cum spuneam, această, acest moment la jignimul pe, pe rege, nu pentru faptul că nu și-ar fi însușit ce doreau românii, ci pentru faptul că el era convins de superioritatea armatei germane față de celelalte. Și să știți că regele nu se înșela atunci prea mult. Până prin 1916, poate chiar până în 1917, superioritatea militară a puterilor centrale a fost mai mult decât evidentă. România va intra, cum știți, în vara anului 1916, în război. E apropo, altă aniversare. O intrare în război care ne-a costat mult. Au fost lupte inclusiv cea de la podul Jiului, deci au fost lupte pe aici prin Gorj. Uh, 1917 a fost dramatic, 1918 cel puțin în prima lui parte a fost la fel, dar în 1918, de la agonie la extaz, la sfârșitul anului eram cel puțin uh, din punctul de vedere al deciziei uh, anunțate oficial, eram România Mare. Lucrul a fost confirmat democratic prin adunări populare, a fost recunoscut de tratatele internaționale, și venind inclusiv Basarabia, ca să se întregească România Mare. Rolul monarhiei în această situație este incontestabil. Tocmai de aceea i-a rămas cumva memoria românilor. Și să știți că în perioada interbelică, regele. Ferdinand până în 1927, Carol al II-lea după 1930, se bucurau de o mare popularitate. Populația diviniza pe rege, poate nu-și meritau deloc, nu e cazul lui Ferdinand, care și bolnav, dar a fost în general o persoană ascetică care n-a ieșit din litera legii. Cum, de fapt cum făcuse și Carol. Carol al doilea însă a avut o viață zbuciumată, a renunțat la tron, era un personaj de acesta ar fi cred că dacă Carol l-am fi avut la conducere după 1990 ar fi fost exact ca aplicul pe scrisoare în sensul că ar fi oferit subiecte presei de scandal. Era o, un personaj extrem de. oferea și corupție. Să nu uităm că în perioada interbelică România este patria corupției, afacerile oamenilor, să zicem, afaceriștilor veroși înfloresc, dar este o perioadă de mari realizări în domeniul cultural și chiar economic. E adevărat că noi spunem, ne raportăm acum și mai ales. Uh, ni se tot oferă exemple, mamă ce frumos, ce bine, ce bine trăiau ăia pe vremea perioadei interbelice și din punctul de vedere al democrației și economic și toate celelalte. Să știți că n-a prea fost așa. Marea masă n-a dus-o deloc bine și nu o fac acum ca să zicem să enunțăm niște principii socialiste de luptă de clasă, nu. Situația n-a fost atât de bună cum o arată nici atât de neagră pe, pe cât o fac pictorii, nici pe atât de, uh, atât de roză. Dar s-a întâmplat un lucru foarte important în perioada respectivă, și anume România a devenit cineva pe continent. Asta e mare lucru. Dacă ar fi să privim din punct de vedere politic, să știți că Marea Monarhie Românească din 1866, începând și ducându-ne până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, până în 1947, când ea este, să spunem așa, detronat oficial, înlăturat oficial, a încurajat un tip de regim politic care nu prea era democratic, sau să spunem, era democratic în limitele de atunci. De ce vă spun acest lucru? România a brevetat un lucru, și anume, pe timpul lui Carol I, până inclusiv la începutul secolului 20, se funcționa rotativa guvernamentală. Adică era înlăturat guvernul liberal și pus cel conservator sau invers. După uh, primul război mondial, când am trecut pe vot universal, avem aceeași dandana și anume, uh, întâi schimbăm guvernul. Guvernul schimba administrația, prefecții tot, organizează alegeri și le câștigă. E adevărat că Monarhul, ca a fost Ferdinand, ca a fost Carol al II-lea, ținea cont de pulsul, să zicem, avea un sondaj de opinie, în sensul că ea nu mai vreau pe liberali sau nu mai vreau pe țărăniști. Dar tot nedemocratic era. Iar votul era influențat. Poate mai știți și cu siguranță cei mai în vârstă dintre dumneavoastră au prins sau știu de la părinți, de la bunici acele vremuri, cel care nu vota, cum spunea guvernul sau ceva de genul ăsta, sau cum erau cei care organizau alegeri, luau o ciomegeală bună, erau notați cu Creta și apoi ciomegezi bine dacă n-au votat cu guvernul. Ajunsați-mă în situații, apropo de istorie, situații în care uh, un partid avea, nu acesta, că pentru a organiza alegeri chiar 70-80% din mandate, iar la următoarele alegeri, că erau la perioada de 4 ani, dar n-au prea fost, sau perioadă mai scurtă, putea să nu aibă decât câteva mandate, să ia sub 10%. Deci, apropo de România. Dar, pentru că vorbim de perioada respectivă, cum spuneam, foarte multe lucruri realizate, nu mai vorbesc de județul Gorj, perioada Gheorghe Tătărăscu, care perioada de guvernare a lui Gheorghe Tătărăscu care a lăsat destul de multe amintiri de, în, în, județul, în județul nostru apropo de realizări și mă întorc la cei patru monarhi ai României Carol am văzut Carol I cu marile sale realizări dar în primul rând independența și Ferdinand care deși nu are domnie lungă 1914-1927 și care s-a tot spus că de fapt a fost un supus lui Brătianu, că de fapt dinastia românească a Brătienilor, cu ghilimele de rigoare, a condus, a, a fost mai proeminentă decât dinastia Hohenzollern a regilor, regele Ferdinand are câteva realizări fundamentale și mă gândesc aici, de la realizarea Marii Uniri, la votul universal, la reforma agrară, la Constituția din 1923. Toate făcute pe vremea lui, chiar dacă a fost ocotit în vremea respectivă un rege, un rege slab. Uh, și atenție, și Ferdinand, și Carol nu și-au prea arătat originile germane. Deci ei au fost loiali în totalitate poporului român. Subliniez acest, uh, acest lucru că poate, eu știu, ori înțelege și alții. Uh, Apropo de Ferdinand, pentru Ferdinand declara pentru Consiliul de Coroană din 1916, cităm, spune așa, a trebuit să impun mele tăcerea. Asta n-a fost ușor. Cu sufletul torturat, am luat hotărârea de a-mi face datoria față de poporul român, are cărui destinele conduc. Cu durere, dar cu convingerea că decizia din aceste zile este singura care concordă cu destinul țării mele, România. Era vorba de intrarea în război împotriva Germaniei. Mă întreb câți dintre politicienii de astăzi, nu trebuie să fie neapărat regi, ar fi luptat sau ar fi fost loiali 100% unor asemenea crezuri. <coughs> Pardon. Apropo de acest lucru, Ferdinand a reușit, spuneam, unele dintre cele mai mari realizări din istorie. S-a întâmplat în perioada interbelică acele probleme cu Carol al II-lea care a trebuit să renunțe la tron sau nu că a trebuit, niște aventuri l-au scos de pe traiectoria regală. S-a întors în 1930 și printr-o lovitură de stat și a detronat propriul fiu, care era foarte mic atunci, actualul rege Mihai, și s-a instaurat ca monarh timp de 10 ani. O perioadă controversată, plină de mari realizări, dar în același timp de lovire din toate părțile a regimului constituțional. Uh, unul dintre cei mai mari adversari a lui Carol al II-lea, atenție, cel care l-a readus în 1930 pentru că el a prim-ministru și a facilitat revenirea în țară, a fost Iuliu Maniu, Marele politician național-țărănist care și-a dat seama de greșeală după uh, ce a fost mințit de Carol al Doilea și nu i va mai adresa niciodată, deci practic n-a mai avut o relație cu monarhul după momentul acela. Un om care știa să plece din funcția de prim-ministru fără să facă concesii. Apropo, ar trebui să învețe și politicienii actuali acest uh, lucru. Uh, cum spuneam practic, Mihai I, cel care astăzi locuiește în Elveția, a urcat pe tron la șase ani, în 1927, a devenit moștenitorul tronului în 1925, la patru ani. Și timp de trei ani a guvernat cu o regență. Adică, cei care țineau lor de rege, el fiind minor. A revenit la conducere la momentul abdicării din septembrie 1940 și din acel moment, timp de șapte ani, a fost capul țării, dar nu și brațul, cum s-ar spune, pentru că n-a condus el, cum spuneam mai devreme, el a trebuit să se supună mai întâi lui Antonescu, după aceea, să zicem așa, ocupantului sovietic. A renunțat oficial la tron în decembrie 1947. Dacă vă auceți aminte, un moment controversat în ultimii ani, e... Postul președinte Traian Băsescu acuzându-l de trădare, care ar fi renunțat la tron în decembrie 1947. Adevărul este că n-a avut ce face, că regimul comunist oricum își luase toate măsurile de alungare a monarhiei, nu puteai să visezi un regim comunist cu monarhie. Și mai era, pardon, și o altă problemă, în sensul că regele a fost efectiv șantajat. Că studenții vor fi executați, studenți din București vor fi executați dacă el nu abdică. Sunt multe momente din acelea. Cu siguranță, la începutul anului 1948, regele Mihai își începea marele său exil, care, într-un fel sau altul, a rămas până astăzi, chiar dacă între timp președința oficială are devenit România, folosește unele dintre palatele care au aparținut instituției monarhice. Din, din România eh, am ajuns și la momentul când facem să spunem așa apropo de pro și contra pentru monarhie sau împotriva monarhiei, nu ne referim în favoarea Republicii ar fi o altă discuție pentru monarhie ar fi câteva puncte foarte importante, nu mi le-am notat așa că o să încerc să le sintetizez cum am face o să zicem la o lecție de istorie, și anume, prima, deci primul lucru care ar fi într-o monarhie ar fi originea. O, originea nobiliară garantează cumva, să spunem, o anumită superioritate. Deci, prima calitate a monarhiei în România ar fi neutralitatea. Faptul că n-am avea, n-am mai avea pesetiși, liberali, une peris sau mai știu eu ce alta, altă nație de politicieni. Pe partea cealaltă, deci tot ca și, și avantaje, monarhia fiind o instituție de sine n-am mai avea acea ciclitate de 4, de 5 ani de chestii de acest, de acest gen, care practic bulversează România ciclic. Deci monarhia ar fi aceeași, practic s-a schimbat doar prin alegeri parlamentare, am schimbat doar guvernul și prim-ministru și bineînțeles și Parlamentul. Ar mai fi un lucru foarte important. O instituție monarhică recunoscută de ceilalți monarhi europeni, deci mai puțin cu Radu Duda și în fine, ne-ar ne asigura, să zicem, accesul în anumite cercuri extrem de influente mă gândesc de la monarhia britanică, la cea olandeză, la cea belgiană și am zis doar câteva câteva țări. Ar mai fi și alte avantaje printre care unul din nou foarte important, legitimitatea istorică. Monarhia, vă spuneam, are o istorie, cel puțin în cazul primilor doi monarhi, care cu siguranță, dacă ar fi să judecăm din punct de vedere istoric, s-ar recomanda și pentru prezent. De ce am fi contra? Păi spuneam mai devreme un lucru foarte important. Uh, regele nu ți-l alegi. Ori asta, în condițiile în care cetățeanul contemporan este obișnuit să-și aleagă conducători, de fapt esența democrației este votul, nu este un avantaj, adică e greu să-i cetățeanului contemporan că e mai bine de cine s-a născut din tată în fiu rege și nu că trebuie să-l aleagă el. Chiar dacă alege prost. Pentru că dovada ultimii 26 de ani am ales de fiecare dată prost. Sau de aproape de fiecare dată. Acum privind din perspectiva cei care au votat, să zicem, PSD-ul sau stânga o să zică că nu s-au înșelat decât când au votat în partea cealaltă și ei o să zică invers, așa că nu e nicio problemă, nu o să ne punem de acord niciodată. Bun privind apropo de contra regalității, cum spuneam, foarte puțini oameni mai au legătură cu, cu trecutul, au prins vremurile acelea și cetățenii contemporani, cum spuneam, procentul este de peste 85% cei care merg pe varianta Republici. Apoi, nu avem un moștenitor, nu ne neapărat legal, nu avem un moștenitor care să atragă. Deci, practic, nu avem o alternativă. A treia problemă uh, a Monarhiei, uh, mai ales în societatea contemporană, este legată de retrocedări și mai ales de, de scandalurile în care a fost bogat, băgată Monarhia. Haideți să vă spun numai în ultimul an. Avem, pe de o parte, un scandal cu scoaterea prințului Nicolae din familia regală. Care a continuat cu faptul că știți, s-a spus că regele Mihai ar fi mort, a și lipsit din spațiu public, am aflat după aceea, a făcut acele operații, e într-o stare avansată de degradare a sănătății, dar aceste scandaluri nu au făcut deloc bine Monarhiei. De parcă n-ar fi fost suficient. Mai avem o aripă a Monarhiei, o aripă ciudată. Am spune, dar care a fost foarte mult întărită de fostul președinte Traian Băsescu, care ne-a acceptat de casa regală din diverse motive și din, din motive, chiar mărlănește, am spune, apropo de, de faptul că ar fi trădat România și nu știu ce alte chestii, cum spuneam. Ne-am trezit cu un paul de România care, La care acum a arestat la domiciliu, pentru că a tot pus mâna pe diverse bunuri care nu erau ale lui, prin retrocedări. E, spuneam, Paul de România, care face extrem de rău imaginii Monarhiei, și care, însă, în România beneficia de o atenție, prințul Paul. O tâmpenie pentru că el este un cetățean obișnuit. Numai noi l-am făcut prinț. E adevărat că are nu știu ce hotărâre, prin nu știu ce tribunal din Portugalia, că ar fi din familia regală, adică copilul lui Carol Mircea, copilul nelegitim al, al regelui, al regelui Carol al ii -lea. Dar acesta fiind, cum spuse, deci, înclin. Spre, spre, varianta, uh, spre varianta contra, dacă ar fi așa, vă spuneam, din aceste principii strict contemporane. Privind din perspectiva istoriei, cu siguranță, Monarhia are o importanță foarte mare și, practic, fără Monarhie, nu cred că am fi realizat uh, tot, tot ce a făcut uh, în România în această perioadă. Uh, am rămas pe ultimile. Două, trei minute. Îmi pregătisem și alte subiecte. Acesta era subiectul de gardă. Îmi pregătisem și alte subiecte. O să mă refer la unul dintre ele, pentru că mi-a atras atenția și poate, chiar dacă e politic, poate ne-ar lămuri, nu are nicio treabă cu alegerile locale, poate ne lămurește ce s-a întâmplat cu doi mari oameni politici de la noi. Doi oameni politici care erau pe val în 2012, e vorba de președintele interimar prin Antonescu și de primul ministru Victor Ponta pe atunci. Florin Ghiulbenghian, acel avocat care a ieșit din anonimat acum și face diverse acuzații la DNA și spune, detonează o atomică, cum spune site-ul știri pe surse, și anume el găsește explicația faptului că cei doi au fost obligați să-și părăsească pozițiile mai devreme sau mai târziu și chiar anticipează că vor ieși din politică pentru faptul că Statele Unite uh, au fost mințite de cei doi. Adică oficialii ambasadei americane le-au cerut celor doi în 2012 să nu suspende pe Traian Băsescu. Las procedura, las că nu prea se amestecă, în fine. Dar ei au spus că nu vor face acest lucru, adică nu vor suspenda pe Traian Băsescu și au încălcat Înțelegerea în momentul când l-au suspendat în, în Parlament. Acest avocat a aflat acest lucru de la discuțiile dintr-un anumit restaurant din București unde se întâlneau. Faza este că se confirmase chiar cu două zile înainte de suspendarea din Parlament a lui Traian Băsescu, ambasadorului american i-a trimis la Washington faptul că nu va fi o suspendare a președintelui. Acest lucru a fost în, uh, trimis pe, calbo, pe cabolograme către Washington, iar după suspendare vă dați seama că diplomații americani au rămas, au fost în aer cu asemenea situație sau cam făcut de, de râs și bineînțeles s-au plătit-o și românii, dar era o problemă. România fiind membra Uniunii Europene și a NATO, dezinformarea alianților militari și politici e o mare problemă. Cred că asta ar explica faptul de ce cei doi nu s-au mai bucurat de încredere în nicio cancelarie din acel moment, dar arată și statutul României în raport cu marile puteri. Deciziile nu se ia la noi și dacă ai intrat la index, n-ai nicio șansă să rămâi în politică, indiferent cât ar vota românii. Aceasta a fost ca și o concluzie a emisiunii de astăzi e ziua monarhiei, e 10 mai, să urăm la mulți ani regelui Mihai, atât cât de a mai rămas pe acest pământ. E o istorie frumoasă cea a monarhiei, rămânem cu Republica însă, pentru că asta este cerința cetățeanului contemporan. Vă mulțumesc pentru atenție, vă dau o întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. La revedere!